Atât ne pică Butterfly din prima cutie. Butterfly! Bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi sunt cu Sebi. Noi să știți, o să-i las canalul un titlu, să-i dați și lui un subscribe, să joacă CSGO, să joacă cu abonații. Avem câteva cutii la buy order de pe Buff, dar încă nu le-am primit pe toate. Mai avem niște Chroma 2, niște Gamma Doppler, să vedem când le primim. Eu filmez acest clip până să plec în Cipru. Nu uitați că în descriere aveți giveaway cu 3 cuțite pe Keydrop. Dacă vreți să înscriți depozitul minim $3 și de asemenea un giveaway cu un calculator de gaming. Fără să ne mai alungim, astăzi o să deschidem niște cutii mai premium, în ideea în care dacă îmi pică ceva de aici, știu sigur că nu îmi pică navaja. Pică keys. Pică key. Pică key. Yes. Ten. Let's go. Butterfly din prima cutie e ce îmi doresc. Deci butterfly din prima cutie ar fi... Ok. N-a mers. Dubla 2. Dubla 2, nu. Nu pune pe asta la edit. Deci butterfly din prima cutie. Butterfly din prima cutie, da? Din prima cutie butterfly... Butterfly din prima... Cum ar fi, Sebi? Butterfly din prima cutie. Deci din prima cutie, butterfly, cum ar fi? Și pe orice butterfly, dar din prima cutie, nu? Deci poate ne pică butterfly din prima cutie. Butterfly din prima cutie. Din prima cutie, butterfly. Butterfly! Bun, ta atrag Butterfly pe Real Forest. Din prima cutie, din prima cutie. Am văzut cineva că a fost din prima cutie. Bine, nu mă așteptam, nu mă așteptam. Cum ar fi Butterfly back to back din prima și din a doua cutie? Și din a doua cutie. Și din a doua cutie. Din a doua cutie, Butterfly? Nu. Nu mă așteptam, nu mă așteptam, dar cum a fost animația. Bă, nu mă așteptam, nice, nice. Adevărat, altfel, Butterfly. Și sta atrag... Stai să ne mai uităm puțin la el. Bă, din a cincea cutie Butterfly? Sau cât a fost? Stai, trebuie să cât e, nici nu ne-am uitat cât e. Flotul clar e. Dar eu nu am, bă, eu nu am noroc la cuțite Factory New. Și 582 ultimul vândut, pe Steam, nu e niciun listat pe Steam. Hai să dăm pe Buff cât ar fi. Da, bă, 500 de euro, bine, totuși, 500 de euro, deja s-au scos banii pe tot clipul, din a cincea cutie. Oh, stai, nu știu ce am deschis, Chroma, ești nebun? Chroma 3. Nu știu, cuțite ne interesează, cuțite ne poate pica. Cred că talonul e mai nou. Statrack, Wormgold, Factory nu cred, da? Cred că e ceva așa, it's not bad. Oh, stai să revenim la Breakout. Revenim la Breakout, la Butterfly, că asta e cea mai mișto schema, fii atent. Și acum, picește skin-ul, ce zici, ce pic e al tău? Deagle. Nu cred că e Deagle în cutie. E Deagle în cutia asta? Sper că e Deagle. Acum vedem. Venom. Da, mă, da. Da, mă, da. Bă, deja, deja, bă, altfel încep clipurile de case opening cu un cuțit de la început. Adică, uite, deja totul e bonus, efectiv, s-a scos banii pe tot opening-ul. Nici n-am băgat de mult, nu știu, am băgat 300, cred. Ce e roșu în cutia asta? Roșu în cutia asta, zic acum, roșu în cutia asta avem M4-1S Cyrex și P90 Asimov. Dar pe noi ne interesează Butterfly. Deagle Conspiracy. Ar fi din 1, 2, 3, 4, 5, 6. Din 6 cutii cu un Butterfly ar fi talente. Și de mai ales că orice Butterfly e profit. Bine, și cutia e scumpuță, e vreo $6 cutia. M-am cam încălzit. Deagle Conspiracy. Let's go. P90. Bun, cam astea au fost astea. Momentan vezi că între timp am mai venit și niște Chroma 2-uri. Hai să terminăm cu Chroma 3-urile. I don't know how to feel about this. E Factory New la 006. Not bad. Ne mai dă ceva pe lângă. Avem un roșu până acum, avem un un mov, avem un galben. Poate mos. Două acum, poate două. Din puține cutii, că vezi că încă nu mi-au venit toate cutiile. Haide Chroma, știu că vrei. Banana Monkey. Hai să un Banana Monkey la un calcul scurt e vreo 6 euro. Never mind. Poate nu e Factory New, nici m-am uitat. Dau câteva rapid așa. Am deschis pe clipul cu Mițu cu Quick Opening. Hai să vedem Chroma 3. Din Chroma 3 sunt foarte multe cuțite pe care le-aș vrea, sincer. Chroma 3 are foarte mare potențial. Zici tu o cutie, că ne-ai zis 7. Numărul norocos.
Bă, mi-aș mai dori un cuțit până la final, just for the hype. Chantico Farele e unul din skin-urile mele preferate, da? Sincer, și nici nu e atât de scump, adică... Dar uite puțin. E tare rău. E underrated în patru ăsta. E underrated în patru ăsta. Dacă era scos printre... acum astea nu era o groază de bani. E să fie scos acum, corectă nouă. Mai facem o dată schema cu consola. Stai să dau și clear. Și o să scriu aici M9 Sapphire. Enter. Ok, da. Și arată și minimal wear, $50, da. Cât un avaja din alte cutii. Bă, ne-a dat până acum, chiar ne-a dat. Și chiar îmi doream. Dar știi ce? Pentru că ne-am dorit, ai văzut cu Butterfly, da, îmi doream, da, cu ăsta îmi doream. Și aici cu un carambit. Sincer, un carambit, n-am deschis niciodată un carambit sau un M9. Și eu și dacă ar fi să zic, mi-aș dori un M9 Pink Galaxy, gen Doppler, dar dacă ar fi să zic. Din Chroma, nu știu ce să zic. Sunt cu ochii închiși, zim tu. N-am sunet și nu știu când s-a terminat animația. Adică zic, pot să zic că este la asta fake. Bă, cumva am deschis Butterfly, dar cumva topă cel mai prost. Am vrut să zic Butterfly, după aia. Bă, momentan n-am ce să fac, aștept. Am cutiile pe buff aici. Deci momentan așteptăm să -mi vină gama doplă, gama 2-urile. Bă, între timp a rămas singur, s-a făcut și mai târziu. Am primit doar o parte din ele, mi-au tras mă chinezii cutiile pe dreapt. Un cuțit din gama, sincer, ar fi top. Chiar ar fi top. Cred că o să mă îndrept oricum spre un inventar cu niște cuțite emerald, dar nu știu exact ce să-mi iau. Să lăsați acolo în comentarii ce vi se pare mai mișto. Carambit emerald, M9 emerald. Mi place și baioneta emerald, e și mai ieftină și e și mai simplă așa. Nope. Ah, cum era cu quick open. And another one. A trecut ceva timp de când am avut profit pe un clip. Chiar a trecut ceva timp de când am avut profit. Uf, Dragon King ăla. Ne-am dublat bănuții, a picat și un Butterfly. Chiar îmi doream foarte mult din cutie, că așa, Butterfly avem. Hai să vedem. Chroma, după mai avem bonus de încă două cutiuțe. Și dacă nu e nimic și din alea, ăla a fost clipul. Ok, ultimele două cutii Chroma, maybe we get lucky. Chroma 3, ultimele două cutii Chroma 3. Poate avem noroc acum pe final. Oricum, hai să, nu știu, dați și voi, dați și voi cât mai multe like-uri acolo la clipul ăsta. Și din nou vă reamintesc, dacă vreți să dați un subscribe și lui Seba, care a fost subiect la începutul clipului. E un băiat care chiar își dorește să continue și să facă YouTube, să se joace cu abonații, să facă clipuri, face și vloguri. Tăți dați geana acolo pe canalul lui. În altă ordine de idei, nu uitați de giveaway-ul de pe Keydrop și... Noi zic următorul clip.